Cum te simți, Andreea? S-au mai dus emoțiile pregătite de petrecere? Da, s-au mai dus emoțiile, recunosc. Am fost foarte emoționată la biserică. Voi ați fost și la biserică și am fost foarte emoționată pentru că s-a repetat așa istoria după 12 ani și știam că și atunci când am botezat-o pe Siena am plâns, pentru că nu vă puteți imagina, sau doar cei care au copii își pot imagina cât este de emoționant. Să știi că în momentele alea în care părintele citește din Biblie și mai ales cum a fost în cazul nostru și la botezul Sienei și la botezul micuței Veniți Victoria, au adresat așa niște cuvinte foarte frumoase. Și atunci m-a răscolit tot, pentru că mi-am amintit încă din momentul în care aveam un burtică, după care când am născut-o, emoțiile pe care le-am avut în momentul în care am născut-o, după care mă uitam așa în dreapta pentru că Siena a fost lângă mine pe tot parcursul slujbei. Și mă uitam cât de mare să fac și cât de repede și da, au trecut 12 ani, dar pe cuvântul meu de onoare că parcă ieri am botezat-o pe Siena. Și atunci, ca mamă, te nepodesc toate trăirile astea și toate emoțiile astea, și dar până în momentul ăsta n-am leșinat. Deci am fost convinsă că după organizarea acestui eveniment, efectiv voi leșina. Mulțumesc lui Dumnezeu, până acum n-am leșinat. Ce a fost mai greu zi ca a trecut și acum începe petrecerea. E despre relaxare, nu? Ce face cea mică? Cea mică? Încă nu a ajuns. Păi da, cea mică este cu mine acolo în mașină. Și de fapt cred că a venit, da, că nu văd cine mai intră. Ce sfaturi ți-a dat Andreea, așa ca de la colegă la colegă? Ce sfaturi mi-ai dat de la colegă la colegă? N-aude că s-a dus acolo când cu fetițele, două, da, avem două fetițe și este minunat. După cum ați văzut și voi, destinele noastre au foarte multe coincidențe și atunci nici nu mai e cazul să vorbim în anumite momente, pentru că de-a lungul timpului și mai ales în momentele grele, noi am fost una lângă cealaltă și atunci știm că suntem cea mai lungă relație, noi două în continuare, până în momentul de față și suntem una lângă alta și am realizat că așa, realist vorbind, cu bune și cu rele, urcușuri și coborâșuri, cum a fost relația noastră de-a lungul timpului, am avut așa un click în care mi-am dat seama că relația cu Andreea, pe lângă faptul că mi-am dorit să fie nașa Sienei, să facă parte practic din familie, e mai mult o relație ca și cu o soră. Și mi-am dat seama că de câte ori am avut așa momente poate și mai dificile în relația cu fratele meu, poate la fel am avut și cu Andreea și atunci plecând de la această premisă sunt convinsă că nimeni și nimic nu ne va despărți. Plus că ați văzut și voi, când suntem împreună, suntem împreună și chiar dărâmăm tot ce ne e în cale. Știm că voi ați fost împreună într-o aventură foarte lungă și tu nu știai că ești însărcinată. Da, așa este. Este o poveste interesantă și este o poveste... Știu cum să spun, că momentele petrecute în biserică au fost wow și din totdeauna, de câteva luni încoace am tot susținut că fetițele mele sunt minunile vieții mele și sunt cele mai importante ființe de pe fața pământului. Ele îmi dau putere, deși n-aș vrea să consider că principala mea caracteristică sau însușire ar fi puterea, ci aș vrea să consider că sunt o mamă ca toate celelalte care știe că înainte de orice viitorul copiilor, sănătatea mentală și totodată bucuriile, fericirile lor sunt scopul vieții noastre. Și atunci, plecând de la această premisă, ești conștient că restul sunt doar detalii. Siena ar vrea să ne spună câteva cuvinte despre surioară. Este foarte frumoasă, e foarte drăguță. Mai sus, ea vorbește chiar și atunci, chiar și atunci când plânge, e foarte drăguță. Eu nu vreau să plâng pentru că e surioara mea și mă simt foarte supărată. Atunci când am văzut-o pe surioară, parcă ziceam că inima mea e completă, ca și cum știam că acolo e un membru din familie. Acolo, în brațele mamei. Deci, nu mai ești singurică la părinți, gata, eu da. Și tu o responsabilitate. Asta am și vrut, să nu fiu singură la părinți, să am pe cineva. Îmi place. Te recunoaște că ai fi surioară și nu frățior. La un moment dat i-ai spus lui mami, mi-ar plăcea o surioară, nu un frățior. Da. Că un frățior o să mănânce toate jucăriile, nu că nu s-a întâmplat același lucru. Surioara. Dar mă rog, da. A vrut ea surioară și doamne, i-am plinit dorința, da. Cum e surioara? Mai năzbutioasă decât Siena? Mai cu mințică? Așa, dacă e să facem o comparație. Eu nu-mi dau seama.
ce să vă zic, acum întrebați o mamă despre fetițele ei, sunt mai mult ca perfecte. Cum? Amândouă, nu există. Oricum ce a fost acum 12 ani, am uitat, clar am uitat. Nu mi-amintesc decât momentele frumoase. Știu că a fost greu și e greu, indiferent de orice. E greu să fii acolo, secundă de secundă, dar nu se compară cu absolut nimic. Și la fel, repet, când mă uit așa, zic, da, am făcut un lucru bun, foarte bun și foarte... Am făcut un lucru perfect. Două. Acum. Te-a ajutat cineva să organizezi petrecerea? Ai avut un sprijin? Vedem detalii foarte bine puse la punct, știm că ești fecioară și îți plac detaliile. Ca și cum, poți să faci, poți să faci. Da, îți dai seama, când vine fetița la tine și spune, măi, tu poți, orice. Îți dai seama că, normal că poți. Am avut mulți oameni care au fost lângă mine și m-au ajutat enorm. Dar recunosc că am fost, pe de altă parte, singură în organizarea acestui eveniment, cu Siena, care și-a mai dat cu părerea legat de baloane, legat de tort, legat de rochițele sârioarei. Dar da, sunt zodia fecioarei, sunt foarte tipicară, totul trebuie să fie în detaliu acolo, la linie. După cum vedeți, eu mă tot uit. Bine, știu că a ieșit totul perfect pentru că mi-am dat seama dinainte cum va fi. Ce să vă spun? Mi-a plăcut să-l organizez. Despre câteva detalii despre petrecere, cine va cânta, despre invitați, meniu. Invitați vor fi foarte mulți și probabil că îi veți vedea și voi. Eu am ales să am alături în această seară oameni apropiați sufletului meu. Cât despre programul muzical, vor fi cei de la Prestige Orchestra. Am fost super bucuroasă pentru că am fost convinsă că sunt deja ocupați și am zis totuși să-mi cer și eu norocul, că știi cum e posibil la un moment dat să-ți pară rău că n-ai pus mâna pe telefon să întrebi. Am avut mare noroc, tocmai de asta zic că mulțumesc Dumnezeu pentru că toate lucrurile, vă jur, deși totul a fost organizat pe ultima sută de metri, absolut toate lucrurile au curs și într-un mod frumos și s-au aranjat de la sine și mi-am dorit mult să fie cei de la Prestige Orchestra lângă noi în această seară și culmea, ei împlineau anul, de fapt weekendul acesta 10 ani de căsnicie și au ales să fie alături de noi în această seară, în loc să meargă să-și serveze, după cum își propuseseră inițial, cei 10 ani undeva în Veneția, parcă. Și atunci n-ai cum să nu apreciezi oameni care știi că și-au dorit să fie cu sufletul, înainte de toate, alături de tine. Și bineînțeles toate celelalte detalii. Și să vă recunosc, nu... Am experiență în organizarea evenimentelor, chiar deloc. V-am zis că mi-au sărit în ajutor mulți oameni. Și mă întreba, cum îți dorești? Neavând o experiență, am dat seama că e foarte simplu să se gândească și să mă ajute în felul, în același fel în care ar organiza petrecerea pentru copilașii lor. Și nu vă puteți imagina care au fost reacțiile lor. Și sunt convinsă că a ieșit totul perfect. Abia aștept. Să văd. Ți-am mic apâns un pic și ea în biserica asta, trebuie să facă un copil mic să mai și plângă. Ea este foarte curioasă și după cum îmi place mie să zic că căpuțul ei se întoarce așa 360 de grade. Este foarte atentă la absolut orice, la toate detaliile. Și la un moment dat când a fost pusă pe măsuță pentru a fi dezbrăcată și ulterior băgată în cristelniță, a început să plângă, pentru că ea de acolo de jos nu mai vedea decât câteva capete a plecat asupra ei și a început să plângă, ce faceți voi mie aici, că am o grămadă de lucruri de analizat și voi mi-ați spus să vine pe jos. După care s-a liniștit, în cristelniță n-a plâns deloc. Bine, ce-i drept, părintele a ascultat rugămintea mea și totodată a nașului, dar nu băga copilul cu totul în cristelniță. Știu, sunt tradiții, nu dați, dar asta e, sunt mamă, mă ia și pe mine panica în anumite momente. Și în rest, nu, a fost foarte cumințică. Se uita și chiar m-a impresionat faptul că în momentul în care am mers în fața altarului cu toții, era captată de tot ce era acolo. Și... am sperat și îmi doresc ca și Siena să fie o fetiță spirituală, credincioasă. Pentru că despre asta e într-un final. Prima dată când am venit, nu erai foarte hotărât cu dreapă fătăților. Ai spus că rămâne să vorbești cu... Stilista mea. Stilista da. M-am hotărât. Am
Așa, deci a rămas, și astăzi ai avut o rochie, ai fost în ton cu Siena. Da, am fost în ton cu Siena și am fost și în ton cu Bebelina. Am zis că noi suntem noi așa trei fete și ne-am asortat la culoare. Ce să zic, cred că s-ar fi pretat. Am purtat și eu pampoane acum 20 și ceva de ani, după cum probabil vă amintiți, dar nu cred că mai era cazul. Toată lumea purta, da. Da. E, acum cred că nu mai e cazul. Și am zis măcar așa, să fim în aceeași tentă, în aceeași culoare. Și na, rozul ne place tuturor și Bebelinei, cred, adică uite. Da. Da, ne place tuturor. Întrebare și pentru Siena. Siena, felicitări pentru toate diplomele pe care le-am ascultat. Ce drăguț! Da, extraordinar ceea ce faci, domeniul de care ești interesată. Voi am să întreb cum a fost întâlnirea cu prietenii când ai fost la Galați, cum te-au așteptat și cum te simți că ai venit astăzi să petreci și ești alături de mama ta, de sora ta. Sunt foarte bucuroasă de a întâlni atunci când au venit prietenii mei. M-am șocat, nu știam că vin. Era un drum lung să vină, ani. Și nu m-au așteptat, pentru că a stat acolo până la un noapte, să zicem. Poate mai târziu, dar pur și simplu era un șoc. Asta înseamnă că ai lăsat un pont destul de puternic asupra locului, ai fost acolo. Da. Da. Și acum, când te pregătești să pleci înapoi din țară? În America, atunci când începe școala. A, deci după vacanța de vară, să înțeleg. Da. Și aveți voi excursii organizată vara asta împreună? Și cu cea mică sau separat? Momentan este să te miniți. Adică nu știu dacă am auzit ceva că poate va veni în zis. America. Că ce? Ai, m-au auzit ceva ca și cum că vine în America. Nu știu, am auzit, doar am auzit. A, a fost un ok. Da. Să nu vă supărați dacă nu e adevărat. Ha! Vedeți ce copil sincer am. Da. La ce fel de copil? Pe de mult vrea ea, pentru că ea plăge mereu. Atunci și eu încă. Mai mult o plimb și atunci nu plânge, dar dacă o țin așa într-un loc, plânge. Iar pe apunțiunția să zic. Când ai foarte... Ar trebui să fiți mașina. A făcut un scandal. De vocalism. Da, vocalism. Prin cuvinte în limba engleză sau în limba franceză? Cum va vorbi Bebelina? Oh, cred că va fi, adică dacă eu știu engleză, o să învăț engleză. Și vreau să înveț foarte multe limbi. Eu vreau să învăț foarte multe limbi. Adică știu cum se spune de iubesc în chineză? Wow. Wuhani. Poți să-mi spui și nouă? Wuhani. Așa cred, adică am dat pe traseu. Andreea, știu că părintele te-a numit mamă specială. Cine, cum? Părintele Gabriel, astăzi. Da. Cum a fost? Nu-mi dau seama, pentru că tot ce a fost acolo a fost emoționant și mai ales eu mi-am dorit ca părintele Gabriel să fie cel care botează și pe Bebelina. Și toate cuvintele lui au fost foarte frumoase și la Siena, la fel, când am botezat-o pe Siena, m-au impresionat și vezi tu, ca să-ți răspund la întrebare, da, m-a numit așa și a fost minunat, dar pe de altă parte îmi dau seama că toate mamele sunt așa. Știu, ești tată, eventual, dar așa e când ești mamă și toate facem orice pentru liniștea și fericirea copiilor noștri. Și atunci nu cred că sunt atât de specială, dacă îmi permiteți exprimarea asta. Cred că sunt o mamă normală. Andreea, spune-ne, te rog, ai avut vreo tradiție de care ai vrut neapărat să ții cont astăzi sau pe care n-ai vrut să o respecti, legat și de petrecere și de ceremonia de la biserică? Nu sunt o persoană superstițioasă, n-am fost vreodată, nu cred în chestiile astea. Când vine vorba de fetițe, e cu totul și cu totul altceva. Am auzit eu, la un moment dat, înainte să o nasc pe Siena, că nu e bine să-i spui copilului pe nume până îl botezi. Și am aplicat în cazul Sienei și spuneam prințesa mea, iubita mea, dragostea mea, prințul meu, dar mama, tu chiar dai tot din casă, pe cuvânt. Așa. Bine a fost. Da. Și
Așa a fost și în cazul Bebelinei și toată lumea, deși la un moment dat, da, am avut coperta la revista Viva, am declarat numele Bebelinei, după cum vedeți, mie mi-e iese pe gură ideea asta de Bebelină, pentru că mi-a rămas impregnat în minte de acum 100 de ani că nu e bine să zici copilului pe nume până în momentul în care îl botezi. Nu vă uitați așa la mine, așa au zis unele persoane, mi-a ajuns aici la căpuț, am reținut și na. Da, da, ei spune Vicky. Și tu? Bebelina, iubita mea, da. Eu zic și Victoria, îi zic și Venice, îi zic și Bebelina și dar mai, da, o să creezi un haos. Oricum o să-și aleagă ea, ca și în cazul meu. Pe mine mă cheamă Georgiana Andreea. Am ales toată viața să mi se zică Andreea. Pe Andreea Bălan o cheamă Georgiana Andreea. A ales toată viața. Deci, la urma urmei, este despre ea. Despre cum își dorește ea la om. Cum se regăsește ea? Andreea, ultima dată când am vorbit la fel, mi-ai spus că ești stresată. Cum spuneai și mai devreme, că băieți iasă cu tot perfect. Și am curioasă dacă tatăl Bebelinei a fost implicat în organizare sau ați avut discuții legate, nu știu, de meniu sau de muzică sau de lucrurile care... Noi ne dorim să facem tot posibilul ca fetița să fie fericită și atunci să aibă da, absolut ambii toți. Ambii părinți adoră fetița. Ah, ați văzut? End of story. Siena chiar și-a luat să rămâi da, mare fericită. Da. Cine îți face prima lacrimă? Adică cu numele tu sau celălaltă Andreea fetița? Aici nu mai ține de noi două sau de ce ne dorim noi sau de cum ne-ar plăcea nouă, ține clar, clar de cel de sus, nici măcar, de cel de sus, dacă e să fie așa, așa va fi. Și da. Tu, Siena, îți mai dorești o soră sau un frate? Zi adevăr. Să mai vedem. Ok, e sinceră. Să mai vedem. Să putea că dacă aș vrea, aș vrea un frate. Mama! Mama, unele lucruri trebuie discutate întâi acasă, mama. Te-am spus la film. La film? Când? Atunci când ne-am dus la Mario. Acum un an. 6 luni. 6 luni. În Vegas. În Vegas. N-a ținut minte mama ta. Mama ta ține minte doar ce vrea. A, m-am uitat-o pe asta cu frățiorul. Frățioară. Am uitat. Am uitat de frate, dar discutăm mama, discutăm acasă. Atunci mama crește și ea mare, să mă vede. Da, dacă vedeți? Nu. Dacă nu, nu. Cum vrea Doamne, Doamne, până la urmă. Da. Și cum vrei și tu. Andreea, dacă vrei să ne mai spui tu ce-ți dorești pentru Bebelină pe viitor, ce sfaturi de viață îi vei da de-a lungul timpului și dacă ți-ai dori să te urmezi în carieră. Am mai răspuns la întrebarea asta, mi s-a adresat și în cazul Sienei, dacă mi-ar plăcea să urmeze o carieră în domeniul artistic. Siena este foarte talentată, e talentată pe partea de actorie, pe partea de muzică, pe partea de, și nu e că sunt eu mamă și vreau să o laud, chiar serios, pe partea de desen, pictură, design vestimentar. Mi-am dorit întotdeauna, în cazul Sienei mi-a reușit și îmi doresc din inimă să-mi iasă și cu Bebelina, să mă țină Dumnezeu înțeleaptă și cu același mod de gândire, pentru că nu sunt mama care vrea ca fiicele să împlinească visurile neîmplinite. Îmi doresc mult să am puterea și înțelepciunea de a le susține indiferent de domeniul pe care ele și-l aleg. Și cred că asta este cel mai important, să fie ele fericite, împăcate, împlinite. Da, când faci ceva ce îți place, a venit Mio să ne facă poze. Fiți atenți, sunt bine aici frumos. Da, da. S-a emoționat Mio. Da. Lăsăm să-ți primești și invitații dacă nu mai au colegii mei. Da. Și pentru tine și pentru Siena, care e activitatea voastră preferată pe care o aveți cu Bebelina la acest moment? Nu știu, un lucru care faceți împreună. Ce nu? Băița sau? Îmi imaginez și eu. Da, și băița. Că ea înată cu colacul de gât. Da, îi punem un colacel așa în jurul gâtului și nu pe singurică în cadă, da. Deci, ce mai mult îmi place atunci când... Zine, Gluzi. Am uitat ce-am zis. Da. Da, nu știu, ne place absolut orice și îmi place la maxim pentru că la un dat Siena m-a întrebat mami și dacă vei petrece mai mult timp cu ea.
și mami, dacă voi fi mai bună prietenă cu ea, și mami, dacă, și mi-am zis, mami, gata, am tăcut. Mi-am imaginat că suntem Powerpuff Girls. Da, așa a zis, că suntem Powerpuff Girls. Și eram cea cu roz, nu? Da, sau nu? Eram cea cu negru și cu verde și... Avem și aici. Ai, nu cred! Da, ce tare! Ce frumos! Eu n-ai avut un moment, că se întâmplă. Eu am un frate mai mic și mi s-a întâmplat mai mare, de fapt, și mi s-a întâmplat să fac situații de genul, care nu știu, poate există un pic geloasă pe femeie, că am vrut sau să-ți apărut ție, că n-ai primit suficient atenție, deși sunt sigură că... N-aude mama, să știi, n-aude mama. Zici ce vrei tu. N-aude mama. Nu trebuie să aud. Așa. Dacă nu vrei, eu niciodată. Niciodată. Chiar, niciodată. Toată lumea mă întreabă chestia asta. Eu niciodată n-am simțit chestia asta. Atunci când am văzut-o prima oară in the hospital bed, cum se dă asta? Pe patul de spital, în maternitate. Maternitate. Am văzut-o și avea ochii atât de mari, închiși, pentru că dormea. Dar mi s-a completat, parcă mi s-a completat. Da, așa mi-a zis și m-a impresionat foarte tare. Mi-a zis, mami, în inimă s-a mai deschis o cameră, exact așa, și mă jur, atunci am rămas fără cuvinte și mi-am dat seama că mai frumos de atât, chiar n-aș putea vreodată exprima sentimentul. Și mi-a zis, mami, cum ai zis? Cum mi-ai zis? Parcă mi s-a deschis un loc în inimă. Da, pentru o altă persoană din familia noastră. Asta arată că ai găsit-o pe Siena și cât de multă iubire a fost îmbolșurată din punctul meu de vedere. Consider că, în general, în viață este despre asta și este despre bunătate și despre a ști să fii om și cred că, dincolo de orice, asta contează cel mai tare. Și pentru că, într-un final, cu toții ajungem seara acasă și da, chiar dacă sunt cu ele în pat, tot singură rămân în momentul în care închid ochii și vreau să închid ochii și să dorm liniștită, împăcată și nu-mi doresc să mă schimb vreodată pentru nimeni și pentru nimeni, nu fiu mama, nu mai spune și tu. Cel mai important este să fii tu bine cu tine însuți, oricum ar fi. Poți mai completezi? Da, te rog! Îmi pare foarte rău dacă voi nu vreți să vă auziți numele ăsta pe televizor, numai că trebuie să spun cei doi prieteni ai mei care m-au așteptat acolo. David și Andra, care cred că este pe drum spre aici. Da, sunt deci, scuze. Mama David, mama lui David, dacă vă uitați la această chestie, vă rog să nu fiți supărată pe mine, ok? Sunt cea mai bun prieten, dacă mă iubesc. Când îi fiind mamei, în vara asta sau vara viitoare, lasă-mă la mama la mare? Lasă-mă papa la mare sau lasă-mă? Da, lasă-mă papa la mare, era o glumă că te întreba când o să-mi cânti mie, lasă-mă mama la mare. Oh! Nu știu când o să-i cânti. Mami, lasă-mă papa la mare. Lasă-mă mama la mare. Nu te las? O las și în tabere. Pe mine nu m-a lăsat mama niciodată în tabere. În prima tabără m-ai urmărit. Da, așa este. În prima tabără am trimis-o în tabără și acum e o vestioară haioasă, dar vă zic, dacă tot ați spus-o copilul. Și eram foarte bucuroasă. Atunci am acceptat fără probleme tabără. Am zis, da, cum să nu? Eu gândindu-mă că se pleacă cu autocarul și eu merg în spatele autocarului. Până când doamna învățătoare a știut ce am de gând să fac, pentru că i-a zis, doamna, eu vin cu dumneavoastră. Și am zis, da, da, ce drăguț, plecăm cu trenul. Și chiar au plecat cu trenul, n-am avut nicio șansă, dar i-am așteptat acolo lângă tabără. Bineînțeles că doamna învățătoare nu mi-a permis să mă duc să intervin, dar stăteam în fiecare seară lângă. Erau și părinți care, într-adevăr, săreau gardul și făceau copiilor poze și deci se poate și mai rău, asta am vrut să explic. Dar după aceea mi-am dat seama că trebuie să am încredere în copil și mai ales în cadrele care le însoțesc și m-am potolit. Mai urmează o tabără, nu știu ce planuri am în perioada respectivă, dar... Dar fiu obligată, mami, o să recunosc, n-a fost absolut perfect, dar și eu plâng și toți copiii plâng, deci e normal. Deci am plâns după mama mea pentru că mi-era foarte frică să merg în tabără by myself, nu știu. Deci, da, trebuia. Am făcut bine ce am făcut, nu? Vedeți? Da. Vedeți? Am simțit eu. Mother instincts.
cum? Mother Instincts. Da. Mother Instincts, da. Deci consider că ești o mamă destul de libertină cu fetița ta, cu Siena, și ca să trebuie. Da. Pătata, dar mă... Poți să spuneți prea acoperiș? Era un acoperiș care acum l-a mai intervat. Zi, mama, că da. Ok. M-a lăsat pe mine și pe ea să mergem la acoperiș și le-am jucat cu acoperișul. Deci... Mamă bună! Remiul! Și tu, Siena, cum gestionezi, de exemplu, situația emoțională, să spunem, atunci când, nu știu, ești de parte de Andreea, chiar dacă Andreea îți face surprize foarte frumoase, da, și tu la fel, cum se simte când ești un pic de parte de ea și de sora ta cea mai mică? Mă simt foarte supărată, da. O am, trebuie să spun chestia asta, că mă simt foarte supărată și, da. Dar atunci când vreau eu să fiu într-un loc unde vreau eu să fiu, și mi-aduc aminte că mami e odată în în același univers, îmi pare bine să fiu și eu, da. Vrei să te întorci în România sau rămâi în America, acolo unde, momentan, în ce cred eu, ai început să-ți construiești un lucru destul de frumos? Da, să rămân în America, pentru că acolo școală e școală, da, numai că e puțin mai ușoară, da. Și să nu mă gândesc frumos, am luat diplome, am luat premii. Cea mai importantă este Achievement Academic Award, care... Mi-a spus Andreea. Da. Am pus și pe story, da, eu mă mândresc cu toate reușitele ei. Cum se simte când ai atâtea diplome? I'm proud of myself, cum se spune. Sunt mândră de mine. Sunt mândră de mine. Că... Am diplomele.